Judecata de cercetare. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar altele vin pe urmă. 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 24. Lucrarea judecății de cercetare și de ștergere a păcatelor trebuie îndeplinită înainte de a doua venire a Domnului. De vreme ce morții trebuie judecați după lucrurile scrise în cărți, este imposibil ca păcatele oamenilor să fie șterse înainte de judecata în care vor fi cercetate cazurile lor. Când judecata de cercetare se va încheia, va veni Hristos, iar răsplata Lui va fi cu El ca să dea fiecăruia după faptele Lui. Toți trebuie să fie judecați potrivit cu lucrurile scrise în cărți și răsplătiți după faptele lor. Această judecată nu are loc la moartea individului. În serviciul tipic, marele preot, după ce a făcut ispășirea pentru Israel, ieșea afară ca să binecuvânteze adunarea. Așa și Hristos, la încheierea lucrării sale ca mijlocitor, va apărea nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea, ca să binecuvinteze poporul așteptător cu viață veșnică. După cum preotul, în procesul îndepărtării păcatelor din sanctuar, le mărturisea asupra capului țapului pentru Israel, la fel și Hristos va așeza toate aceste păcate asupra lui Satana, producătorul și instigatorul păcatului. Țapul pentru Azazel, purtând păcatele lui Israel, era alungat într-un loc pustiit, la fel și Satana, purtând vina tuturor păcatelor pe care l-a determinat pe poporul lui Dumnezeu să le comită, va fi limitat să stea 1000 de ani pe pământ pustiit, fără locuitori, și la sfârșit va suferi pedeapsa de plină a păcatului în focul ce va nimici pe toți nelegiuiții. Câțiva, numai câțiva, comparativ cu numărul mare ce populează pământul, vor fi salvați pentru viața veșnică, în timp ce mulțimile care nu și-au sfințit sufletele prin ascultare de adevăr vor fi destinate morții a doua. În timp ce păcatele credincioșilor care se pocăiesc sunt îndepărtate din sanctuar, în poporul lui Dumnezeu de pe pământ trebuie să aibă loc o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatului. Amin.